Valeria Milea are 34 de ani și este din Rovinari, are 3 copii și urma să dea naștere celui de-al patrulea. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil pentru că au apărut complicații în timpul sarcinii, iar femeia a trebuit să o întrerupă. Dar toate ecografele care le-am făcut la dâns au fost eronate. Și azi că să stau fără probleme că copilul e normal, e sănătos și vine după amiază m-au trimis aici. Deci să nu mai treacă alte femei cum am trecut eu. Deci putea să-mi dea un bilet de trimitere sau undeva să-mi spună că e probleme cu sarcina. Soțul femeii a făcut o plângere împotriva medicului sub acuzația de malpraxis. Am făcut plângere penală la judecătoria Târgu Jiu pentru eroare medicală și m-am interesat și eu prin cunoștințe care e cu legea la zi unde se încadrează și se încadrează la malpraxis. Deci aș dori ca să se rezolve acest caz. Și datorită celor de aici din spital, soția mea la ora actuală supraviețuiește. Deci dacă nu se intervenea la timp, soția mea era decedată la ora actuală. Femeia a ajuns în cele din urmă la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, unde medicii au decis să-i facă întrerupere de sarcină. Din fericire, totul a decurs normal și nu au apărut probleme, deși viața femeii era în pericol. Seara în jurul orei 6-7 a avortat un produs de concepție de 450 de grame sex feminin fără semne de viabilitate. Situația a decurs fără complicații, pentru că membranele rupte peste 48 de ore puteau duce și la complicații, în speță corioamniotita, care deja complica cazul. Familia din Rovinari are de gând să facă o plângere și la Colegiul Medicilor.